practic facem o operație de mentenanță preventivă care aduce gradul de depuneri din interiorul motorului, fie acesta benzină, diesel, GPL, orice motor cu ardere internă, la nivelul apropiat de cel din care a plecat din fabrică. La un drum mai lung, un client a făcut 1000 ceva de kilometri în 2 zile, avea un consum de 6, și ceva înainte. Ne-a sunat și ne-a spus că i-a scăzut aproape la 5. Dacă înainte prindea foarte greu 100, acum prinde 150. Interesul este să ajutăm clienții noștri să-și mențină viața mașinii la nivelul la care a fost momentul în care a ajuns la noi. Din momentul în care a ajuns la noi la decarbonizare, facem treaba asta anual. Exceptând uzurile, motorul își menține același grad de funcționare, același grad de depunere, aceeași performanță. Este o operațiune specifică anotimpului. ACU, dacă e răcoare suficientă, ACU face față, că dacă are puțin freon, lucrează cât de cât compresorul. Dacă nu are suficientă cantitate de freon, cu cât crește temperatura afară, cu atât scade eficiența. Bună ziua, am venit și eu la domnii să-mi fac decarbonizare. Este foarte bună. Serios? Da, ați mai făcut? Da, eu și cu un prieten al meu. Da. Eu la un Opel și el la un Passat. Mm-hmm. Dar înainte de asta n-aveai fost? Nu, n-am mai fost la nimeni. Tu știați cum e? Ați auzit doar zvonuri? Nici n-am auzit de așa ceva. S-au îmbunătățit? Adică da, mergem... deci merge mașina mult mai bine, consum mai puțin. Serios? Da. Wow. Nu s-au auzit nici motorul cum mergeți cu ea. Tariful este de 250 de lei pentru motoare până în 2 litri. Clienții care ne calcă pragul, dacă mai vin cu cineva sau recomandă, exact, două mașini preț de una, doar ca să guste serviciul și să vadă beneficiul, după care anul va fi programat.